Am să vă fac poftă. Și cu puțină ceapă. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vă întâmpin cu parizer. Ai Pe mers mai în arăt. Paris? Uitați-vă. Parizer făcut în casă. L-am făcut sâmbătă. Îl lăsați o noapte să se întărească. Acesta este făcut în sticlă și acesta este făcut de aici într-o tavă. Într-o tavă de chec. Vedeți? Într-o tavă l-am pus. Într-o tavă de chec puneți folie de plastic, folie alimentară și cine nu dorește să pună în sticlă. Vedeți? Și vă iese așa ceva. Parizerul. Vedeți? Așa. Și eu să vă spun Deci am și folosit unghiile gelatinele gelatina de din la pui. picioarele de porc și am pus 1 kg 800, am avut un pui mare de 1 kg 800 și l-am pus la fiert împreună cu picioarele de porc, cu 2 cepe, cu un morcov, o bucată de țelină, puteți pune și eu am pus din acea verde, puteți pune și din rădăcină de țelină. Și am pus fără sare și 3-4 foi de dafin am pus la fiert. Am pus fără sare, fără nimic. După o jumătate de oră, în oala cu de presiune am pus. După o jumătate de oră, am deschis capacul și am adăugat sare, piper, boia de ardei iute și un cățel de usturoi mare. Puteți adăuga și 2-3. Fiecare pune după gust. Am închis capacul și am lăsat până carnea s-a desprins și la picioare și la pui de pe zarzavatul puteți scoate înainte ca să nu se, ca apoi se sfarmă tot. Și scoate zarzavatul și îl puneți pe o farfurie. Închideți și lăsați să fiarbă toată carnea. După ce carnea a fiert, scoateți carnea din zeamă, scoateți toate oasele încet, 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 cu mare grijă să nu rămână. Apoi zeama o strecurați așa, și puneți într-un blender. Dacă aveți un blender mare, puneți toată carnea cu o parte din zeamă. Eu am avut 500 de mililitri de zeamă și mi-a rămas cam 100 mi-a rămas. Deci 400 de zeamă cu toată carnea. Și am blenduit și zarzavatul, deci țelina, cu ceapa, cu morcovul. Foile de dafin le-am scos și cu usturoiul, așa. Și după ce am blenduit zeama cu zarzavatul și cu carnea, eu am pus și picioarele de porc, deci sfârcurile toate le-am pus. Dacă doriți, le puteți lăsa deoparte și puneți doar zeama. Vedeți că zeama s-a transformat într-o gelatină. Zeama plină, acest Eu vas are jumătate de kilogram și mi-a rămas, deci cam atât, din toată zeama. Vedeți? Cum este ca o gelatină. Ca o gelatină s-a făcut fără să adăugați gelatină din comerț. De aceea am foi. Acum fiecare pune ce dorește. Vi se pare mai ușor să faceți cu puiul, durează un pic mai puțin. Așa. Și apoi, după ce am obținut toată această cremă, deci dacă vi se pare prea groasă, mai adăugați puțină zeamă. Nu trebuie să fie nici prea lichidă, dar nici prea groasă. Trebuie să fie așa potrivită. Și adăugați sare, piper, eu am pus și puțină nucușoară, boia de ardei iute, puteți pune și un pic de coriandru, puteți pune și gustați, trebuie gustată, gustată, puteți pune și un pic de usturoi crud, dar puțin, puțin, puțin dacă doriți, dar dacă nu, eu nu am pus. Eu vă spun că trebuie gustată compoziția. Și ia uitați ce minunăție a ieșit. Și este bun, bun, bun. Este delicios. Ia uitați cum arată feliuța. Vedeți? Este bun, bun, bun. Dacă doriți să iasă mai roșu, să fie adăugat suc de sfeclă roșie, eu nu am pus. Nu am pus că nu le place sfecla și atât îmi trebuia să mă vadă că pun suc de sfeclă. Așa nu mai mânca nimeni. Și am preferat să pun așa. Și îl serviți cu ceapă verde, ia uitați, cu roșioare. Și Unde, și această gelatină este bună. Mie mi-a rămas
Și dacă doriți, puteți pune usturoi și o să fie o răcitură delicioasă. Dar fără usturoi nu este răcitură, este doar gelatină pentru parizer. Bună! Bună, bună! Sper să încercați. Aceasta este rețeta mea, eu am modificat-o. A ieșit destul de bun, spun eu. Și să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă v-a plăcut, dacă ați încercat rețeta. De tot să vă arăt parizerul, pentru că a ieșit bun, 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 bun. Și vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și mi-ați făcut companie. Și vă iubesc și vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuare. Vă pup și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă, la revedere, pupici și multă, multă sănătate.